Bună! Numele meu este Izabela și sunt din Botoșani. Acum 3 ani am avut cea mai îngrozitoare experiență din viața mea. Din acel moment, evit să mai petrec timpul pe rețelele de socializare ca toți tinerii de vârsta mea. Și totul din cauza unui psihopat care mi-a făcut viața un coșmar. Nu știu cum sunteți voi, dar sper să nu faceți ca mine. Sau în cazul în care faceți și voi, vă sfătuiesc să încetați. La noi în clasă era un fel de competiție când venea vorba de Facebook. Gen, cine are cei mai mulți prieteni virtuali? O chestie extrem de stupidă de altfel. Însă pe atunci nu gândeam așa și stăteam cu orele pe calculator dând cereri de prietenie unor oameni total necunoscuți, doar ca să mă pot lăuda a doua zi la școală cu un număr mai mare de prieteni. Însă, așa cum eu dădeam cereri și primeam, și nu aveam nicio problemă să le accept, indiferent de cine era în spatele acelui cont. Într-o zi, după ce am venit de la școală, m-am pus să vorbesc cu niște colege. Și după nici 5 minute primesc mesaj de la un tip care mi-a cerut prietenia cu o seară în urmă. Deși mi se părea puțin dubios profilul, am răspuns și cumva discuția noastră a evoluat. Inițial am crezut că va fi ceva trecător, că mă va întreba ce fac, cine sunt și gata. După nu vom mai vorbi. Dar a început să fie extrem de insistent. Îmi dădea în continuu mesaje și chiar mă suna pe Facebook la ore destul de târzii. La un moment dat, chiar m-a speriat pentru că se auto-invita la mine și zicea că el știe unde locuiesc. În acel moment nu am mai stat la discuții și i-am dat bloc. Doar că la nici 10 minute după, primesc un alt mesaj și o altă cerere. De la un cont nou făcut. Evident că nu am dat accept, pentru că știam sigur că este el. A doua zi, în drum spre școală, i-am povestit tot prietenei mele și am zis că vreau să-i zic mamei. Însă i-am sfătuit să n-o fac, deoarece mama nu va înțelege. Atunci nu mi-am dat seama, însă acesta era cel mai prost sfat posibil. Dacă treceți prin ceva asemănător și nu numai, exact asta trebuie să faceți, să vorbiți cu părinții voștri. În orice caz, am stat la ore, am tot intrat pe Facebook, am văzut că nu mai primesc nimic ciudat și m-am mai liniștit. Dar când am ajuns acasă, mă sună pe numărul meu de telefon un număr necunoscut. Eu am răspuns instant, crezând că e o prietenă. Însă nu, era chiar acel tip de pe Facebook. M-am panicat pentru că nu știam de unde poate avea numărul meu. Nu știam de unde știe lucrurile astea despre mine. Mă gândisem și că ar putea fi o farsă, dar totul părea prea real. După ce am stat puțin și m-am gândit, mi-am dat seama că cel mai probabil îmi luase numărul tot de pe Facebook, pentru că eu distribuisem o postare în care vindeam ceva și lăsasem și numărul meu. Îmi era sincer frică, nu știam ce să mai fac, chiar mă simțeam hărțuită și singura persoană la care apelasem atunci era prietena mea. Nu știu ce să mai fac. L-am blocat peste tot, dar tot insistă. Își face alte conturi și îmi dă mesaje. Cum să scap de el? Omul ăsta e psihopat și habar nu am ce vrea de la mine. Stai calmă! Oricum nu are ce să-ți facă. Nu știe unde stai. Dacă e ceva, fă-ți alt cont de Facebook și schimbă-ți numărul de telefon și gata, ai terminat. O zice așa ușor, dar nu e. Poate îmi caută prietenii și ajunge altfel la mine. Faza e că avem o grămadă de informații pe net. Nu ai de unde să știi cât îl duce capul. Mie mi se pare că exagerez. E doar o persoană care se manifestă așa în mediul online. Dar nu are cu ce să te afecteze în viața reală. Sunt o grămadă de dubioși din ăștia. Nu ai ce să le faci. Doar să ai grijă de acum să nu mai vorbești cu persoane necunoscute. Prietena mea nu m-a ajutat prea mult. Și tot ce am putut să fac era să aștept să înceteze și să uite. Iar eu să-mi continui viața în mod normal. Am continuat să merg la școală, să mă văd cu prietenii, însă de fiecare dată când intram pe calculator, eram bombardată cu mesaje. La fel și pe telefon. Am tot așteptat să înceteze, să se plictisească, însă lucrurile se agravau. Așa că am stat și m-am gândit și am luat decizia de a vorbi cu mama despre asta, pentru că eu deja eram depășită de situație și mi-era frică pentru mine și pentru cei din jur. Mamă, știu că tu mi-ai zis mereu să am grijă pe internet că sunt o grămadă de oameni dubioși și tot felul de chestii de genul. Da, așa e. De ce aduci asta în discuție? S-a întâmplat ceva?
Păi, la noi în clasă e un fel de competiție cu cine are cei mai mulți prieteni pe Facebook. Și cum tot dădeam eu cereri și acceptam, s-a băgat unul în seamă cu mine. Habar n-am cine e, nu are poze, nu i-am văzut fața, dar efectiv mă terorizează cu mesaje și apeluri de mai bine de o lună. Poftim? Și de-abia acum te-ai gândit să-mi spui? Dacă pățeai ceva, Doamne ferește, primul lucru pe care trebuia să-l faci era să vii la mine. Știu, m-am gândit la asta, dar prietenele mele mi-au zis că tu nu mă vei înțelege și că mă vei judeca și mi-a fost frică. Mai tare să-ți fie frică de acel om decât de mine. Nu-ți mai asculta prietenele, ele nu mă cunosc și n-au de unde să știe cum gândesc eu. Evident că te voi certa ca să înțelegi că nu e bine, dar asta nu înseamnă că nu te voi ajuta. Și pe de-o parte te înțeleg, ai uitat că am fost și eu tânără? Am luat cea mai bună decizie zicându-i asta mamei. Evident că m-a pedepsit și mi-a interzis să mai umblu o lună pe internet. Însă m-am simțit în sfârșit în siguranță. Mama a încercat să vorbească cu acel om când a sunat și i-a zis că dacă continuă așa, va merge la poliție. Însă nu s-a speriat și ne stresa în continuare. Așa că mama a luat decizia să mergem și să depunem plângere. La poliție am avut noroc că unul din numerele pe care mă suna era pe abonament și l-au identificat relativ repede. Așa am aflat că acel om era nebun și a mai făcut astfel de chestii altor persoane, deci eu nu eram singura. Din câte am înțeles, se născuse cu probleme psihice și stătea cu mama lui, care avea grijă de el, însă femeia, fiind în vârstă, nu știa ce face el pe calculator și nu i-a dat importanță. Aparent nu era un om agresiv, dar nu se știe niciodată. În orice caz, după acea întâmplare m-am maturizat forțat, să spun așa. Mi-am șters contul de Facebook și am început să trăiesc doar cu oamenii din viața reală. Nu spun că Facebook-ul ar fi responsabil de ceva. Categoric nu este. Vina ne aparține, pentru că noi nu avem grijă de siguranța noastră. Oricum, acum sunt mult mai fericită. Nu am 5.000 de prieteni online, însă am câțiva în viața reală pentru care sunt recunoscătoare. Nu mai spun de faptul că mi s-au îmbunătățit notele, pentru că am devenit mult mai atentă la ceea ce profesorii predau și nu mai stăteam ascunsă cu ochii doar în telefon. Și cireașa de pe tort e că mi-am cunoscut și actualul iubit, căruia probabil nu i-aș fi acordat atenție dacă nu renunțam la viața mea în online. Deși vă spun cu mâna pe inimă că astfel de experiențe lasă ceva urme în noi. Chiar de nu mi s-a întâmplat nimic grav, tot am rămas cu o frică constantă și am ajuns să fiu extrem de paranoică când vine vorba de oameni străini. Asta poate fi un lucru bun, dar poate se întoarce și împotriva mea. Tocmai de aceea aveți mare grijă de voi. Nu vă expuneți viața în online dacă sunteți încă prea mici pentru a înțelege despre ce e vorba. Și mereu să vorbiți cu părinții voștri. Doar ei vă sunt alături și vă pot ajuta într-o situație de genul. Aveți grijă și fiți responsabili.